rândul cavalerilor. Pădurea fermecată. Acolo se află o putere enormă și cunoștințe prețioase. Consiliul copacilor păzește aceste cunoștințe. Bănuiesc că ei chiar știu cum să scap din această închisoare blestemată. Nu-ți vor spune, stăpâne, chiar dacă îi rogi frumos. Așa te porți cu copacii? Pe când cu pietrele... Să-i rog! Eu nu rog! Eu iau! Alexis, te provoc
provocarea unui războinic, dar în curând îți vei fi dorit să nu fi fost îndrăzneață. Sau poate așa necugetată. Pe data viitoare, detectorule, trebuie să îndeplinesc o misiune urgentă. Era neajutorat și el l-a lăsat în pace!
să te ajut! Mersi, Rox! Dar cum m-ați găsit? Am urmărit frunzele arse! Da! Iar în pădure ne-am întâlnit cu niște tuc-tuc! Ei vor să ne ajute! Cred! Tuc-tuc! Tu știi limba lor? Sigur! Tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc! Poate am uitat puțin limba. Ce s-a întâmplat? Am reușit să-l încetinez pe Cavalerul Negru, dar asta e tot. Acum el e pe jos. Trebuie să-l oprim înainte să ajungă la Consiliul Copacilor. Știu o scurtătură prin peșteri. Mai e o șansă să-l prindem cumva? Gomez, ia-i pe Tuc-Tuc și pregătește un fel de ambuscadă. Bine! Tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc! Dacă nu vrea Cavalerul Negru sau nu poate să-l termine pe Hatter, o fac eu. Ah, da, arată-i ce poți, stăpâne. Transform spațiul și materia. O să reușim, Rox? Doar dacă n-o să ne întârzie ceva. Minunat! De noroc ne întinde o capcană. Trec pe Multi deja. Lipitor de copac! Modulul alunecare! Gata!
știu cum să-l oprim. Atunci grăbește-te, Matt, pentru că acum tot ce stă între Cavalerul Negru și Consiliul Copacilor este doar comez și niște prieteni ciudați cu blană. Oh, urăsc ambuscadele. Mi se trezesc toate alergiile. Acum! Tac, 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 tac! Scutul invisibil!